Mă numesc Irina Oreu, sunt coordonator de proiecte în cadrul Asociației Naționale Companiilor din domeniul TIC și, în particular, coordonez proiectul Abilitarea femeilor în domeniul tehnologiilor, care este susținut de către Guvernul Suediei și UN Women, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor. Începând cu anul 2018, Asociația Națională Companiilor din domeniul TIC a venit cu ideea de a abilita femeile cu niște competențe în domeniul IT, să valorificăm acest potențial uman pe care îl avem în țară și să aducem mai aproape femeile de domeniul tehnologiilor, deoarece în prezent industria aduce un deficit foarte mare de resurse umane și sperăm că prin astfel de programe, cum este Programul Național de Instruire în domeniul IT, vom reuși să creștem numărul femeilor în domeniul tehnologiilor, încât ele să se simte ok și să poată să facă față acelor provocări pe care le oferă domeniul și sectorul. Pe Dumitru Tălmazan îl cunoaștem de mai mult timp, deoarece avem o colaborare frumoasă cu el în cadrul diferitor inițiative implementate în cadrul proiectului TECHUL, cum este TECHUL Academy Kids, dar pe lângă asta au mai fost și speaker la diverse evenimente organizate la TECHUL. De aceea, noi nu avem dubii în profesionalismul lui Dumitru și ceea ce livrează, într-adevăr, informațiile pe care noi putem să aflăm de la el sunt cele mai proaspete și cele mai actuale pe care am putea să utilizăm atunci când gestionăm rețele sociale sau vrem să postăm ceva pe Facebook, Instagram, cum să vedem care este conversia postărilor noastre, care este impactul, etc. De la începutul implementării Programului Național de Instruire în domeniul IT pentru fete și femei, am prevăzut un modul în cadrul cursului pe competențe digitale, care să conțină social media. Și atunci când a fost pusă întrebarea cine ar putea să ne livreze materialul sau să organizeze diferite ședințe pentru bootcamp, în primul rând ne-am gândit la Dumitru, deoarece am avut cumva o încredere totală că ceea ce vom obține de la el va fi foarte relevant pentru femeile din Republica Moldova, care sunt în căutarea unor posibilități de a crește în domeniul în care ele lucrează și cum pot ele să beneficieze de acel program național. De aceea, social media a devenit o parte destul de fundamentală a acelui curs, care ar putea să aducă o valoare adăugată oricărei persoane care face, dar în special femeile care ar putea să utilizeze la locul lor de muncă, cumva să ajute colegii săi. Și astfel de lecții care se desfășoară acum, deci un fel de bootcamp pe care noi organizăm, o parte considerabilă este dedicată social media. Mă numesc Daniela Andronovici, am aflat despre Codifan de pe Facebook și am fost foarte interesată să aplic acest proiect. Sincer, am aflat foarte multe lucruri noi, de practic credeam că știu Google-ul, știam social media, dar de fapt nu știam nimic și sunt foarte entuziasmată de ceea ce am aflat. Mi-a plăcut și aștept cu nerăbdare un nou proiect, poate aș putea aplica să aflu mai multe chestii. După părerea mea, Dumitru este un speaker foarte bun și mi-a dat foarte multă motivație ca să fac lucruri noi și sunt gata să încerc multe provocări.